dimineața astăzi o să vorbim ceva despre locurile de muncă și mai precis despre locurile de muncă pentru oameni. Practic, în mod normal, locurile de muncă sunt și pentru oameni, persoane obișnuite, pentru etnie romă, pentru oamenii cu dizabilități, dar pentru oamenii bolnavi chiar nu există. Interesant, nu? Practic, tot timpul, orice boală ai avea, trebuie să ascunzi că ai HIV, SIDA, sifilis, diabet. Dacă ai cu dizabilități, adică cu căruciorul, da, vă punem un pant aici, uite, mamă, ce rău îmi pare că nu merge, că nu poate să meargă de la jumatea coloanei în jos sau nu știu de unde și stă în cărucior, că e foarte descurcăreț sau descurcăreață. Ia uite, și aici un din asta, cum îi zice, un rom descurcăreț și toate ce. Dar oamenii cu diabet, sifilis, SIDA sau ce mai e, pur și simplu nu sunt băgați în seamă. Sunt bolnavi. Nu avem ce face în această firmă cu oamenii care sunt bolnavi. Avem greutăți din cauza lor și din acest motiv nu le dăm. Și așa avem pe cei cu etnie romă care mai și dau cu jura și în jurătura mai violează, mai fac așa. Și așa avem pe cei cu disabilități. Că na, ei nu poate să-și miște mâinile și alea, dar creierul îi duce mai mult decât un om obișnuit care nu este bolnav. Cam atât despre acest subiect.